L-am ascultat astăzi pe guvernatorul Băncii Naționale, pe domnul Muguri Sărescu, și vă spun sincer, m-am enervat. Poate n-ați văzut declarațiile, le vom da în partea a doua a emisiunii, o parte din aceste declarații. Ideea era că domnul guvernator ne-a anunțat, asta e, viața e dură, prețurile nu scad. Iar când vine vorba de prețuri crescute în România, vorbim în principiu despre prețurile la alimente, acolo e jale, prețurile la carburanți și, evident, facturile care ne nenorocesc. Astăzi, în prima oră a emisiunii Sub semnul întrebării, vă propun să încercăm să găsim răspunsuri împreună cu invitatul meu la câteva întrebări care țin de mâncarea noastră, cea de toate zilele. De ce e așa de scumpă în România? Dacă avem o criză alimentară sau nu avem o criză alimentară? Cum stăm cu producția agricolă și nu numai agricolă anul acesta? Ce se întâmplă, pentru că ați lansat această întrebare dumneavoastră, cu producătorul român, cu fermierul român? De ce produsele românești sunt atât de greu de găsit și în piețe, dar și în rafturile magazinelor? De ce până la urmă, că asta e marea întrebare, mâncarea din România, fie că vorbim despre carne, fie că vorbim despre lapte, fie că vorbim despre ouă, fie că vorbim despre legume, întotdeauna e scumpă. Sau e mult mai scumpă uneori chiar decât produsele din import. Ceea ce să admitem cu toții e un fenomen care ne sucește puțin mințile. Cum adică? O roșie adusă din Spania, din Turcia sau de prin alte părți mai ieftină decât o roșie din România? Există sigur o explicație pentru toate lucrurile acestea. De aceea invitat în studioul emisiunii Sub semnul întrebării, vreme de o oră, este ministrul agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu, pe care îl salut și urez și la mulți ani, că e ziua dumneavoastră de naștere. Bine ați venit! Domnule. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație! Mulțumesc că ați venit! Veți sta de vorbă, să știți, în această emisiune și cu ascultătorii și telespectatorii emisiunii Sub semnul întrebării, pentru că așa am propus și ați fost de acord. Dar haideți să lansăm rapid temele de dezbatere. În primul rând, chestiunea asta legată de mâncare. Înțeleg că nu suntem chiar cei mai proști din Uniunea Europeană. Producem și legume, avem și o zootehnie, cât o mai fie, cât de cât, da, așa, dar avem producție de cereale. Câmpurile noastre sunt semănate în bună parte. De ce totuși mâncarea în România e în continuare atât de scumpă? Pentru că la Ministerul Agriculturii am declarat de foarte multe ori, noi nu facem prețuri. Noi venim cu politici agricole destinate fermierilor astfel încât să-i menținem în producție. Și așa cum foarte bine a punctat dumneavoastră, România produce și încă producem alimente. Zona în care, din păcate, în ultimii 20-30 de ani am devenit deficitari, a fost zona de procesare. Pentru că rând pe rând s-au închis fabrici de producție. Corect. Și ele, în mod normal, ar fi trebuit să fie înlocuite de unități noi, tehnologizate, făcute de mediul privat. Am trecut de la o economie sau la o agricultură centralizată, sub comanda statului, la o economie, la o agricultură a privatului. Și chiar vreau să vă spun că m-a ros foarte mult acest lucru în decembrie, atunci când am preluat mandatul de ministru. Am descoperit o ordonanță 13 din 1997. Din 1997, premier domnul Victor Ciorbea, așa, și garnitura și cabinetul dumnealui, care prevedea că luăm un împrumut de 350 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional să restructurăm agricultura. Ce însemna restructurarea? 1500 de societăți de producție agricolă trebuiau lichidate sau privatizate. 50 de societăți de piscicultură. Unitățile de semințe, Semromu și Comcerealu, trebuiau lichidate sau privatizate. Toate lucrurile acestea, dacă nu s-a pus nimic în locul lor în timp real, pentru că mi-aduc aminte perioada anilor 2000 cu o agricultură care scârția din toate încheieturile, nimeni nu voia să investească în agricultură. Provin dintr-o familie în care tăi un inginer agronom de peste 40 Perfect. De ani. Perfect. Deci știți exact cum stau lucrurile. Da. Ce s-a întâmplat în schimb în ultimii ani? După ce am devenit membri în Uniunea Europeană și am aderat la Uniunea Europeană, s-a deschis o piață comună în care țările care n-au avut capacități de producție rentabile au avut cel mai mult de pierdut. Pentru că s-a importat. Corect. Fără standardizare, fără niciun fel de control din partea statului în rețelele alimentare. Ne-au prins descoperiți. A mai venit o perioadă în care lucrurile, iarăși, din punctul meu de vedere, n-au fost făcute corect. Pentru că pe exercițiu financiar, cu finanțări din fonduri europene 2014-2020, un program negociat în 2011, s-a oferit posibilitatea fabricilor de procesare care se construiau, da, să ia fonduri nerambursabile de 2,5 milioane și de euro. Și câți bani s-au luat? S-au luat aproape toți. Problema cea mai mare este că s-au înființat fabrici
de procesare, da, și ele trebuiau să concureze cu mamuții din Europa, nefiind și nedevenind rentabile. Statul la vremea respectivă trebuia să orienteze acești investitori privați în fabrici de procesare de capacități mici care să meargă pe tradițional și să targeteze zonele, piețele locale, piețele regionale. Ați făcut cumva un recensământ câte fabrici din astea de procesare există astăzi în România, de exemplu, de legume, de fructe, de... Sunt pe legume, avem fabrici de procesare, nu avem materie primă. Pentru că statul nu i-a direcționat pe fermieri să producă legume pentru industrializare. Fac eu anul ăsta 2 tone de roșii, poate chiar 3, unde le duc? Roșiile dumneavoastră trebuie să, sunt roșii fresh, care se comercializează fresh către consumatorul final. Bun, câte să pot. În mod normal ar trebui să aveți carnet de producător și să le duceți spre piață, piața locală. Presupunând că am toate astea, nu că am. Presupunând că le am. Unde la un moment dat, că pe piața locală, da, ți le primesc până la o anumită limită. Țăranul român, știți bine, am mai discutat-o noi la un moment dat și într-un dialog telefonic. Sigur. Nu poate să fie și în solar sau și pe câmp și la marginea drumului sau în piață cu samsar. Exact aici. Despre asta e vorba. Exact aici este cheia. Și gândirea strategică pentru acest exemplu pe care l-ați dat foarte clar este ca prin Casa de Comerț Unirea, în marile bazine legumicule unde se produc legume fresh, care pot ajunge pe masa românilor la niște prețuri mult mai accesibile dacă se reduc verigile intermediare de la producător până la samsari, consumator, ca să fie... Eu spun verigi intermediare. Am înțeles, eu le zic samsar ca să înțeleagă toată lumea. Pentru că fiecare om face o muncă. Sigur, da. Așa. Înființăm aceste centre de preluare și de colectare a legumelor și pregătirea lor pentru comercializare. Acum, la rectificarea bugetară, vom alimenta cu... Deci nici anul ăsta, pentru producția de anul ăsta, nu vom avea, de fapt, aceste... Nu, evident că nu, pentru că... Totuși sunt ministrul agriculturii de 5 luni. Nu dau vina pe dumneavoastră sau ce, nu vă fac o vină din asta, dar voiam să înțeleg. Nici nu m-am simțit acuzat de altceva, ci doar vă spun care sunt soluțiile identificate și cum trebuie să acționăm. Ce am putut face rapid pentru a sprijini producătorii a fost, pe de o parte, să-i susținem să rămână viabil prin producție programul Tomata Legume în Spații Protejate. De cealaltă parte, am intrat într-un parteneriat cu autoritățile publice locale să înființeze piețe volante. Pentru că vedeți dumneavoastră, ați dat exemplu dumneavoastră că veți produce 3 tone de roșii. Le veți produce într-o singură lună. Corect. 11 luni de zile nu veți mai produce roșii. Și atunci, individual, nu puteți intra într-un lanț de retail care trebuie să asigure permanent cantitatea de roșii care se consumă. Dar să știți că mi-ar fi ușor dacă voi produce 3 tone de roșii, 2 tone, să zicem, că reușesc să le vând la piață și 1 tonă, dacă aș avea o fabrică de procesare de legume în apropierea locului. Unde le produceți? Olt. La Olt? Da. Mergeți la Caracal, sunt 3 fabrici de procesare. Și dacă mă duc la poartă și le duc cu 1 tonă de roșii... Vă evaluează calitatea roșiilor și vă cumpără. Vă garantez asta pentru că știu foarte bine, sunt în permanent dialog și cu procesatorii și cu producătorii. Problema noastră... O să verific asta. Sigur, deci o verificăm împreună. A zis că la Caracal sunt 3 fabrici. Nu le pot da numele pentru că nu este firesc. Ce trebuie însă să facem noi, pentru că am vizitat foarte multe unități de procesare din țară, este să facem prin politici publice coerente, și asta facem la Ministerul Agriculturii acum, să punem în legătură producătorul cu procesatorul. Adică procesatorul să-i spună, domnilor, eu am nevoie de tipul ăsta de roșii. Am nevoie să-mi produceți în perioada X, cantitatea X, eu vin, vi le recoltez sau dacă nu puteți să le recoltați pentru că o mașină de recoltat roșii este extrem de scumpă, dar fermierul român nu vrea să se organizeze în grupuri de producători sau în cooperative agricole. Să înțeleagă că în momentul în care ar fi într-un grup de producători, 1000 de producători de roșii, n-ar trebui să-și cumpere 1000 de producători o mașină de recoltat roșii, ci ar putea să aibă doar una singură care să le deservească întreaga suprafață. Când ar negocia cu furnizorul de inputuri, n-ar mai negocia la o cantitate foarte mică cu prețuri foarte mari. Crescând cantitatea inputurilor și valoarea lor, evident, prețul de achiziție ar fi mult mai mic. Despre care discutăm deja de 30 de ani, de la desființarea CAP-urilor, faptul că nu se organizează nimic sau prea puține sunt aceste asociații. Da, dar acum discutați cu un om, cu ministrul agriculturii, care în 2017-2020, cât am fost director general al AFIR, am acordat punctaj suplimentar și rată de sprijin majorată pentru cooperative la absorbția fondurilor europene. Tocmai din acest considerent să-i
stimulăm pe fermieri să se asocieze. Și am pornit în 2017 de la 370 de cooperative și grupuri de producători și astăzi avem peste 1800. Acum schimbăm abordarea în politica agricolă viitoare. Exercițiul financiar va începe din 2023, de la 1 ianuarie, și acolo am prevăzut o abordare diferită. Adică, acești producători care se organizează pot accesa până la 15 milioane de euro pentru a face fabrici de procesare. Este suficient pentru 10 producători mari de grâu să acceseze 15 milioane de euro, vin și ei cu contribuția lor de 35%, 5 milioane de euro și pot face o fabrică de pâine precoaptă care poate fi livrată oriunde în lumea aceasta, unde este nevoie. Aveți perfectă dreptate și sună... Eu am pus lucrul ăsta în planul strategic al agriculturii. Am undeva, cum să vă spun, mari rezerve, pentru, tocmai pentru că am văzut, nu vorbesc din, cum să zic, după ureche, am văzut la fața locului, dacă vreți, în sat, ca să zicem sigur, așa, sau în sate, în comune, cam cum stă treaba. Fiecare, cam după ureche, plantează. Da, cam asta e așa. Fiecare ce-a plantat vecina, a pus roșii, las că eu pun ardei sau mă ocup de altceva, că poate așa găsesc un loc la piață. Dacă vine un samsar, că vorbeam de ei la marginea drumului și ce cât iau cu 50 de bani kilogramul de la tine, vine ăla de lângă și îți dă eu cu 40 dacă e mai mult. Adică țăranul român, țăranul, încearcă la un dat să scape cumva de producție cât mai repede. Ce ați spus dumneavoastră acum este o realitate cruntă cu care într-adevăr ne confruntăm. Asta e lumea rurală. Care este soluția? Care? Cunoașterea. Noi trebuie să ducem fermierul român spre performanță. Vă dau un exemplu, că tot vorbim de exportul românesc de cereale. Pe o suprafață de 30% din suprafața totală de grâu cultivată în România, se obține 70% din producție. Iar pe 70% obținem 30%. Acea suprafață de 70% este lucrată în general de fermierii mici, cu exploatații divizate, netehnologizați și care fac agricultura aceea arhaică despre care știm cu toții. Ce trebuie să facă statul pentru fermieri e să înceapă să-i direcționeze prin politici agricole. Nu poți să-i dai 70.000 de euro unui tânăr fermier care, sau unui tânăr care se instalează la sat și să-i spui că dacă el va pune dovleci în câmp pe 3 hectare, va deveni viabil economic. Asta s-a întâmplat în trecut. A fost o competiție de hârtii în loc să fie o competiție pentru acele proiecte care puteau să rămână viabile și să facă performanță în agricultură. Lucrul acesta îl schimbăm iarăși din strategia viitoare pentru că sunt două sectoare în care avem un potențial uriaș pentru satul românesc. Zootehnia și horticultura. Revenim la acest dialog, vreau să-l ascultăm și pe domnul Ion din Călăraș alături de noi prin telefon. Bună ziua! Bună ziua, domnul Crâncescu! Întrebare pentru domnul ministru, vă rog. Să trăiți, domnul ministru. Vă îmbrățișez, am bucur să vă aud. Am o întrebare legată de sectorul de irigații. Care este strategia ministerului pentru sectorul de irigații în acest an, în condițiile în care nu se pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații aparținând organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații? Strategia... V-am pus această întrebare și sâmbătă la Băile Herculane. Ne-am întâlnit acolo. Da. Bun, mulțumesc pentru acest apel. Haideți să auzim răspunsul. Mă bucur că ne-am văzut și mă bucur acum că putem să ne reauzim. 30 de ani de zile, în domeniul irigațiilor, s-a vorbit despre cum în primii 10 ani, între 90 și 2000, s-au furat toate conductele și s-a distrus tot. Corect. Și cum în ultimii 20 de ani am încercat să refacem ceea ce s-a distrus. Abordarea la irigație a fost concentrată în primul rând pe infrastructura principală și cea secundară. Pe infrastructura principală a căzut în sarcina statului și a fost aprobat Planul Național de Reabilitare a Infrastructurii de Irigații în 2016 cu o alocare de 1,1 miliarde de euro. Pe infrastructura secundară am avut alocare de 450 de milioane în exercițiul 2014-2020 și am absorbit pe toți. A fost lăsată, sau mă rog, nu s-a acordat atenție sporită unei a treia componente, sistemele de irigații la nivelul fermei. Iar abordarea și strategia pentru acest domeniu în exercițiul viitor este să acordăm, pe de o parte, 400 de milioane de euro pentru această infrastructură secundară, așa cum spunea domnul Ion, absorbită prin organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, OUAI-uri, și 100 de milioane am pus pentru
Pentru sistemele la nivel de ferm. Deja. Eu când aud din astea, avem 100 de milioane, 200, 400 de milioane și după aceea, să zicem că lipsesc din țară 10 ani și mă întorc după 10 ani de zile în sat. Da. Da? Așa. Și văd că lucrurile stau la fel. Păi nu stau la fel. Ba da. Nu. Vă spun eu de ce. Și vă spun de ce. Dom'le, ăștia nu sunt în stare la țară să tragă, nu că irigații, apă, nu sunt în stare să tragă în momentul de față, nu sunt în stare să tragă apă, înțelegeți, pentru locuitori. Sunt anumite... Fac canalizări și canalizarea e aici, iar casa e aici. Și îl pun pe țăranul român să-și ia la un moment dat o pompă ca să tragă din hazna în canalizarea domnul centrală. Domnul Turcescu, uitați-vă adică pe ecran. Că suntem ușor de... Și eu sunt, nu, eu sunt, eu sunt raportat la realitate. Uitați-vă puțin pe ecran. Așa. Vedem o combină, un utilaj și un tractor. Da. Care costă, combina costă în jur de 400.000 de euro, tractorul cred că undeva la 100 și ceva de mii de euro. Tehnologizarea agriculturii românești s-a făcut pe fonduri europene și asta nu poate contesta nimeni. Am reușit să aducem în agricultura României 38 de miliarde de euro din 2017 până astăzi când discutăm noi. Este sectorul în care s-a făcut cea mai mare performanță pe absorbția fondurilor europene. Avem ferme tehnologizate, avem agricultură performantă, ce-i drept în sectorul vegetal. Noi trebuie acum să... suprafețe mari. Și vorbim suprafețe despre mari. Cei care lucrează în suprafețe mari. Cei care lucrează eu suprafețe mari. Eu vorbesc de mari cei 70... Sau... Suprafața aia de 70% pe care să scoate 30% producție. Pentru aceștia... Ăia mici. Pentru cei mici. Da. Care fac fie o agricultură de subsistență. Adică să-și hrănească familia proprie. Nici asta nu prea se mai face. Că acum toată lumea e ocupată cu Facebook-ul. Deși Facebook-ul nu dă de mâncare. Da. Eu merg la sat foarte des. Și eu. Și în comuna mea natală, unde toți oamenii erau extrem de muncitori și dimineața te trezeau cocoșii cântând, acum nu mai auzi cântatul de cocoși. Chiar l-am întrebat pe fratele meu. Bă, zic, la noi în comună lumea nu mai crește animale? Din ce în ce mai puțin. Pentru că preferă în loc, dacă au 2 hectare de teren, o suprafață mică, nu mai iau cerealele atunci când primesc arenda. Primesc banii. Da, banii ce fac cu ei? Merg la magazin, la hipermarket și cumpără mâncare. Corect. Înainte, că vine o criză alimentară și vin prețurile astea. Acum să vedeți cum înainte, se pustesc tot să iau un sac de exact. Grâu înainte să facă făină. Gospodarul român, țăranul român, lua grâu și își creștea animalele în curtea proprie. Da. Și noi trebuie să susținem și sunt un susținător al gospodăriei țărănești. De aceea m-am opus de fiecare dată când s-a lovit în țăranul român și în gospodarul român. El trebuie sprijinit. Cam ați întrebat ce facem pentru cei mici. Tot în strategia pe care am gândit-o la Ministerul Agriculturii, pentru viitor, cei până în 10 hectare vor fi direcționați către creșterea animalelor și vor primi o subvenție suplimentară de 120 de euro. Dacă ai până în 10 hectare, atunci trebuie să-ți produci nutreț propriu, nu te apuca tu de cultură mare, că nu vei fi rentabil, nu vei fi viabil economic. Și vei ajunge fie să renunți la agricultură, fie să migrezi spre urban. Și atunci îi stimulăm pe acești fermieri mici sau mijlocii să poată să facă zootehnie legată de agricultură. Vă mai aduceți aminte cum am pornit întâlnirea noastră? Da. Întrebând de ce totuși în România mâncarea e atât de scumpă. Da? Chiar și când vine vorba, cum să spun, de produse nu de trufandale, da? Cireșele acum vor fi scumpe. Sau sunt la început. Da, la început. După aia ați văzut. Da, le găsești, nici nu le mai culeg. Că și asta e o problemă. Iarăși, rămân până pomi. La un moment dat, începând cu... Da, vă spun eu, am văzut. Eu am văzut foarte multe plantații pomicole realizate pe programul de investiții din pomicultură, care merg extraordinar de bine. Poate. Ce nu mai găsesc, din păcate, fermierii nu mai găsesc forță de muncă. Spun eu, vă spun, vom ajunge ca la italieni când am făcut o excursie acum câțiva ani și când ne-au văzut niște fermieri că ne-am oprit la o margine de plantație de viță de vie, ne-au întrebat și am zis, vrem și noi 2 struguri, am cu nevastă mea și am zis, și au zis, luați-i pe toți. Și zic, n-avem cu cine colegi. A zis, eu să usucă în arac în momentul de față, dacă n-are cine să îi culeagă. Da? E, și aici am venit cu o soluție. Aici o să ajungem și noi. Nu, și aici am venit cu o soluție. Ce, vietnamezi? Trebuia poate implementată mai de mult. Sistemul de facilități fiscale similar celor din construcții să le aplicăm în agricultură și industrie alimentară. Pentru că forța de muncă specializată, puțină câte mai este, trebuie să o păstrăm. Un muncitor calificat la locul de muncă, un tractorist, un combainier, un culegător de fructe. Dacă l-am pierdut, nu se mai întoarce.
Și atunci am venit cu această inițiativă legislativă, am depus-o anul trecut în Parlament și am luptat pentru ea. Acum am avut și posibilitatea să fie adoptată și sper să intre în vigoare cât mai repede. De ce e atât posibil de scumpă mâncarea românească? Și aici, repet, legumele sunt un caz. Vă spun, dar vorbim despre carne. Vorbim de, am văzut carne de vită românească mai scumpă decât carnea de vită argentiniană. Oameni buni, păi, vă spun de ce. Adică se sparie gândul. Măi, vine din Argentina, din America de Sud. Da, ce nu are Argentina și are Uniunea Europeană? Ce? Taxe. Condiții similare. Condiții. Argentina poate produce soia modificată genetic, cu care hrănește animalele. Noi nu. Noi nu avem voie pentru că suntem în Uniunea Europeană. Dar, în schimb, importăm și rod de soia modificat genetic din Argentina. Păi suntem nebuni, iertați-mă. Păi, e Uniunea Europeană. Eu am ridicat la Bruxelles. Nu, dar noi, la Bruxelles, nu putem să mergem să spunem, bă, suntem ușor... Păi din decembrie, din 25 noiembrie, sunt ministru agriculturii. Da. La prima întâlnire, în 12 decembrie, când am mers la Bruxelles, am spus, oameni buni, vrem să ne păstrăm fermierii? Trebuie să aplicăm condiții egale fermierilor noștri cu cei către care cărora le permitem să aducă produse agroalimentare în Uniunea Europeană. Că da, că vedem, că vom studia, că... Dar nu trebuie să renunțăm la asta. Da. Problema noastră cea mai mare în Uniunea Europeană a fost că atunci când la Bruxelles au mers reprezentanții ai statului român, au fost uneori voci mute. Și am fost reprezentanți de voci mute. Eu sunt un susținător și sunt un adept al valorilor europene, al acestei Uniuni Europene. Dar nu trebuie să uităm niciodată specificul fiecărui stat membru. Pentru că nu este păcat să ai o agricultură ca România cu un potențial uriaș. Să produci soia, care este o plantă proteică, cu care să poți zootehniza toată țara și toată Uniunea Europeană. Au fost, uitați-vă ce se întâmplă în statele din vest. Franța, Germania, țări mari producătoare de alimente. Erau dependenți de Ucraina. Luau ulei rafinat din Ucraina, luau și roturi de floarea soarelui din Ucraina. Acum, în momentul în care a apărut o breșe, au început să-și pună întrebări. Oare ambițiile noastre de mediu, pachetul Fit for 55, că vom fi în 2055 în Uniunea Europeană acoperiți de o cupolă de sticlă în care vom respira aer curat și vom mânca lăcuste, mai sunt valabile? Este o inițiativă. Mă gândesc că e o speranță că sunt oameni și oameni politici și oameni așa care încă n-au luat o raznă de tot, iertați-mă, adică mie mi s-a părut la un moment dat că, pornind pe linia asta a Bruxellesului, așa, cam toată lumea îmbrățișând fără rezervă tot ce venea de la Bruxelles, și am văzut asta și în Parlamentul României, 4 ani de zile cât am fost acolo, i-am văzut pe toți ridicând mâna și votând tot ce venea de la Bruxelles, doar pentru că venea de la Bruxelles. Nu citea nimeni. De unde vine asta? Vine de la Bruxelles. Gata. Pac. Nu era nimeni să zică, o fi bine, o fi rău, adică nu punea nimeni sub semnul întrebării în sensul bun al cuvântului, da? Hai să discutăm, cu alte cuvinte, tot ce venea de la Bruxelles. Dacă venea de la Bruxelles, era în regulă. Dacă venea de la vreun partid politic, începea măcer. Era nenorocire curat. Și atunci totdeauna stau și mă întreb, mă bucur când văd că mai există un rod de luciditate, când zic oamenii, bă, poate nu e chiar totul în regulă, nu că n-ar fi în regulă, ci la noi. Poate la noi nu trebuie să adaptăm cumva. Eu sunt adeptul parteneriatului. Noi în Uniunea Europeană suntem 27 de state membre care trebuie să fim într-un parteneriat. Ce înseamnă până la urmă piața comună? Dom'le, ce potențial mai mare are un stat față de altul? Păi Italia poate să producă măsline. Noi în România, din cauza condițiilor climaterice, nu putem produce ulei de măsline. Dar putem produce soia. Nu se știe. 5 ani? Nu se știe. Și atunci noi trebuie să fim în acest parteneriat. Să potențăm și să menținem calitatea produselor în această piață europeană. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Că mă întreabă foarte mulți oameni cu care discut. Dom'le, de ce noi nu procesăm acel 1 milion de tone de semințe de floarea soarelui în România să-l vindem pe piața europeană? Da. De ce? De ce nu s-au investit în fabrici de procesare? Pentru că fabricile de procesare, cele 12 fabrici din România, acoperă 95% din piața cu ulei de floarea soarelui rafinat în România. Deci au ajuns la o saturație. Au încercat apoi să caute piețe în extern. Și au fost... De ce au fost? Păi de ce? Pentru că Franța, spre exemplu, sau Germania, cumpărau ulei brut din Ucraina, îl procesau în Franța, îi puneau etichetă de Franța și îl vindeau ca fiind ulei franțuzesc. Consumatorul din Franța, francezul, când merge la magazin, ia sticla și o învârtește pe toate părțile. Zice, este franțuzesc, îl cumpăr.
Oare noi, câți dintre noi facem lucrul acesta? Eu unul personal o fac și încurajez întotdeauna pe români să caute produsele românești, pentru că fiecare leu dat pentru un produs românesc înseamnă să ținem în viață un fermier român. Uitați-vă în situația geopolitică. La supermarket și îl cauți pe la românesc, el este pus al patrulea în fundul raftului de multe ori. Și adică acolo am venit cu intervenție legislativă, pentru că am adoptat directiva europeană, am transpus directiva europeană cu practicile comerciale neloiale. Practic, noi ce am făcut? Am hrănit mai bine de 20 de ani acest sistem retail care deține 85% din lanțul de comercializare a produselor agroalimentare. Și acum trebuie să intrăm în această piață. Fermierii români, dacă sunt 1000 de fermieri mici, nu vor putea niciodată să intre într-o relație cu un hipermarket. Pentru că trebuie să îndeplinească anumite condiții. Să marfa să fie ambalată în anumite... Ce trebuie să facem noi? Imediat. Vreau să înțeleg. Ați pomenit de ulei, nu vreau să zicem. Da. Acum în Germania nu-l găsești, că nu mai au, da? Sau dacă îl găsește foarte scump. E un moment bun și ați auzit producători de ulei românesc să zică, domnule, am început să exportăm masiv către nemți, de exemplu? Pentru că am avut o întâlnire, am convocat producătorii, procesatorii de ulei, deci cei care produc ulei de floarea soarelui, din două considerente. Unu, să ne asigurăm că România are stocuri suficiente de ulei până la noua recoltă de semințe de floarea soarelui și slavă Domnului avem. Deci nu rămânem fără ulei în țară. De cealaltă parte, să stabilesc cu ei o politică împreună, politică agricolă de susținere a procesatorilor și a fermierilor români, ca acea cantitate de aproape 1 milion de tone de semințe de floarea soarelui să nu le mai exportăm și trei, ca materie primă. M-ați dezamăgit. Nu le-ați dat și un șut în fund de ce l-au crescut de la 6 lei litru de ulei în câteva luni de zile la 11? Pentru că nu vreau să iau apărarea nimănui. V-am spus că noi la Ministerul Agriculturii nu facem prețuri. Orice comerciant a produselor, al unui produs agroalimentar, eu luăm uleiul, cazul uleiului. Așa. Procesatorul se uită atunci când scoate 100.000 de tone de ulei din stocuri și îl pune pe piață, se uită la ce preț va înlocui acel stoc. Și în momentul în care, din cauza energiei și gazelor, nu mă puțin, ascultați-mă. Vă ascult, dar este realitatea. N-au o scuză, sunt niște speculanți ordinari. Eu sunt foarte cinstit cu dumneavoastră și cu telespectatorii. Știu, dar sunt niște speculanți ordinari. Spun niște adevăruri asupra. Cei care au speculat, acum am venit cu legislație pentru a fi sancționat. Nu merge. N-ai ce să vor merge. Spune, vor invoca piața liberă. Nu, ce facem? Ne întoarcem la cel. Specula înseamnă să crești prețul mult mai mult decât costurile tare de producție. Costurile de producție erau cele de anul trecut, da? N-aveau niște costuri. Nu, costurile de producție nu sunt cele de anul trecut. Asta încercam să vă spun. Dacă scoți din stocuri 100.000 de tone de ulei, tu te uiți ca producător, ca procesator, te uiți cu la ce costuri vei înlocui această cantitate. Prețul materiilor prime a avut două cauze această explozie a prețului la cereale. Pe de o parte, creșterea prețului la energie și gaze naturale, care a îngrenat un bulgăre de zăpadă ce a lovit foarte multe sectoare. Gândiți-vă numai că acele costuri cu îngrășămintele, cu semințele, cu inputurile, tratamente fitosanitare, toate au explodat, s-au majorat de 3-4 ori. Și a venit această invazie a Ucrainei de către Rusia, care a dus, prețurile au explodat. În 2021, o tonă de grâu se comercializa cu 200-210 euro. În februarie-martie 2022 este 350-370 de euro. Pentru că prețul nu îl face nici România, nici Franța, nici Germania. El se face la nivel internațional bazat pe cerere și ofertă. Am o întrebare. Sunt cele două burse mari, bursa de la Paris și... De la mai plonjăm un pic în România reală, că aici în studio la noi, nu că nu e România reală, dar suntem în studio. Avem pe cineva din București, uite-ne la telefon. Nu prea aud în cască colegii, deci cred că, nu știu, domnul Cristian, dacă am reținut bine, dar dacă n-am... Bună ziua, domnule ministru. Vă rog. Bună ziua. Și domnule Turcescu. Domnule ministru, înțeleg că vreți să capitalizați Casa Unirea cu 100 de milioane de euro. Da. Este adevărat? Este adevărat. Bun. Înainte de a avea această idee, care eu zic că este bună, că s-a pornit pe o idee bună și s-a mers foarte rău, v-ați uitat cumva pe documentele corpului de control de la dumneavoastră? Absolut referitor toate. Referitor la ceea ce s-a întâmplat la Casa Unirea? Absolut la toate. Păi, atunci eu vă pun o întrebare.
cum de reușește ca la acea Casa Unire, care mai sunt de-abia decât două sau trei persoane, să rămână în funcția de conducere o doamnă care a ținut managementul acestei Case Unire de 2 ani și ceva. Cum reușește sau cum nu reușește? Cum a reușit să rămână numai dânsa acolo? Sigur, domnul Cristian, haideți să le spunem și telespectatorilor, pentru că este o discuție foarte aplicată. Casa de Comerț Unire a fost înființată în 2019 și a plecat la un drum cu o strategie, a făcut-o domnul ministru Daia în perioada în care era ministru. Cu o idee excepțional de bună, cu specialiști buni. S-a schimbat guvernarea și pe principiu pur românesc, ce au făcut cei dinainte, ștergem cu buretele că n-a fost nimic bine. Și a fost ținută 2 ani de zile într-o situație de nefuncționalitate. Eu când am preluat Ministerul Agriculturii, aveam de ales între două situații. Una, s-o închid, că așa, dacă în ultimii 2 ani n-a funcționat, nu și-a atins obiectivele, o închizi, sau să-i regândesc strategia de dezvoltare viitoare și ea să devină un integrator de soluții. Bun, ca să poți... de ce ați păstrat-o pe cea care era deja în conducere și care... Pentru că sunt niște etape procedurale în care mai întâi trebuie să evaluezi. Eu nu pot să acuz pe cineva că a făcut ceva rău sau bun. E, mai nici nu spun. Eu niciodată. Merge mai repede. Eu niciodată. Nu. Domnul Turcescu, ca să facem lucrurile bine, noi trebuie să le așezăm pe fundamente. Durează mult, corect. Domnul ministru, am aproape 50 de ani. Luni. Vă dați seama, când eram tânăr jurnalist, că eu am auzit lucrurile astea încă de până 1992-93. Păi asta înseamnă că dacă înțelegeți? Pornim... Sunt bătrân deja. Dacă la pornim... 2022 au trecut... Mâine, poi mâine, să fac 30 de ani de păi când aud de la capitulăm? Aceleași chestiuni. Eu nu sunt politician. Nu sunt politician. Ca idee. Vreau să devin om politic. Bine, uite, spunem așa, de la membrii guvernului. Bine. Ce și facem, capitulăm? Spunea că vom da o șansă agriculturii românești. Nu vă compar, nu despre asta e vorba. Deși, mă rog, Văcăroiu n-a fost chiar cel mai rău păi uite, avem, v-am dat eu exemplu mai devreme cu ordonanța 13 din 1997. Avem vreo unul telecomandă, îți dăm timp înapoi să-i spunem domnului păi Ciorbea că nu face da, bine? Da, ziceam că uneori merită, mai ales în poziția pe care o aveți, să nu mai stați să îndepliniți toate procedurile. La un moment dat, unii dintre ei, iertați-mi expresia mai colovială, merită un șut în dos. Zburați din minister și aduți niște oameni capabili. Nu ezit sau niciodată. Din diverse... Deci nu ezit niciodată să fac acest lucru. Dar casa aceasta, ca să funcționeze și să producă, are nevoie de o strategie viabilă și așezată pe fundamente serioase. Când? Și vă garantez, la rectificare bugetară o capitalizăm. Anul viitor o va fi în funcțiune? Cu siguranță. Pe vremea asta, așa? Anul viitor, pe 12 mai de caseta. Ziua mea... Deci eu țin casetă. Pe 12 mai de ziua mea anul viitor ne întâlnim la dumneavoastră în emisiune și ne uităm, ne privim în ochi. Ne uităm măcar, ne întâlnim pe stradă măcar. Ne întâlnim pe stradă, ne privim în ochi unul pe celălalt și îmi spuneți, domnul ministru, mai dezamăgit sau te felicit? Bine, da. Da, știu, îmi spun colegii că e ziua mea asta, dar băi, mai fiți atenți, mă, că am zis la începutul emisiunii la mulți ani. Mi-ați urat la mulți ani. I-am urat la mulți ani, domnul ministru, da. Ia uite, n-ați fost atenți. Bun. Continuăm, mai avem un telefon, regia? Da. Bun, dacă nu, de fapt, nu prea vă aud colegii, dar poate insistați să reparați un pic povestea asta cu sunetul. Revin la discuțiile noastre despre ce se întâmplă în agricultura din România. Am vorbit foarte mult, mă rog, s-a putut despre partea asta cu legumele, cu cerealele. Hai să vorbim puțin despre sectorul ăsta zootehnic. Da. Partea legată de zootehnie. Un domeniu în care noi am excelat cândva. Și acum pe anumite sectoare excelăm în continuare. Și pe anumite sectoare... Pe anumite sectoare... Cum ar fi... Stăm prost. Care? Hai să vorbim despre cele bune. Că eu întotdeauna spun optimist. Sectorul de creștere a ovinelor și caprinelor este un sector în continuă dezvoltare. Că le trimitem în Orientul Mijlociu. Le trimitem în Orientul Mijlociu pentru că direct. Media consumului pe cap de locuitor în România pe carne de oaie este 2,2 kg. La carnea de porc este 38 de kilograme pe an pe cap de locuitor. Nu mâncăm carne de oaie. La carnea de... Nu mâncăm carne de oaie și atunci producătorul ce să facă cu acele animale? Brânză. Trebuie să le comercializeze. Se face și brânză de oaie. Dar, deci sectorul ovin are potențial, este în continuă creștere, aduce plus de balanță comercială în comerțul cu produse agroalimentare. Sectorul de creștere, sectorul avicol. Da? Pui de carne, ouă. Iarăși, un sector în care stăm bine. Aici mai avem avantajul că în gospodăria populației, în perioadele de vară, se produc ouă pentru autoconsum și scade presiunea, astfel încât ne reglăm undeva la 100% cu consum intern. Va trebui să vă rog să luăm o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Da?
și să ne întoarcem în discuția noastră imediat după publicitate. Domnul Emil din Craiova are legătura acum cu ministrul agriculturii, domnul Chesnoiu. Vă ascultăm, domnule Emil. Bună ziua, domnul Turcescu. Bună ziua, domnule ministru. În primul rând, cu privire la declarația făcută de domnul ministru privind carnea din Argentina și legătura cu soia manipulată genetic. Carnea din Argentina care vine pe piața europeană nu este manipulată sau hrănită cu soia manipulată genetic sau așa ceva, pentru că este o interdicție din partea Bruxellesului. Deci, de ce carnea din România este mai scumpă? Domnii mei, eu văd situația cu totul altfel. Avusesem o discuție nu de foarte mult timp cu un producător agricol din România, care îmi spunea cam în felul următor. Păi da, domnule, dacă ei se orientează la bursa de la Viena în ceea ce privește prețurile la combustibil și energie, de ce să nu mă orientez și eu prețurile pentru roșiile și castraveții mei pe piața de la Viena sau cea din Germania? Și ca atare prețurile sunt așa. Numai așa ca o paranteză. Anul trecut soția vrea să facă niște zacuscă și noi locuim în Craiova, veneam prin niște sătulețe, în drum spre Craiova, ne-am oprit pe marginea drumului și întrebam de prețul, la gogoșari, la roșii, la vinete și așa mai departe. Am crezut că mă dau pe spate. Erau prețuri de două ori mai mari decât cele de la Lidl sau de la Kaufland în Craiova. Și atunci se pune întrebarea de ce. Eu văd situația cam în felul următor. Sunt trei probleme. Nu ne las pe toate trei. Mulțumesc pentru apel. Da, am înțeles ideea dumneavoastră, dar rugămintea mea ar fi dacă intrăm în direct când avem invitat să fie cu întrebări. Comentariile le facem, dacă vreți, în ora a doua. Dar problema rămâne. Credeți că există uneori și pe marginea drumului falși producători, unii care iau marfă și echipurile o ambalează. Eu am văzut în piețele din București fenomenul. Se duc, iau marfă care e produsă în Turcia și o pun pe tarabă ca fiind marfă aici fabricată, există o singură soluție, care trebuie implementată urgent și la care deja lucrăm, încă nu este gata. Sistemul electronic de monitorizare a certificatelor de producător. Uh-huh. În momentul în care toată lumea astăzi are un telefon mobil, în momentul în care te-ai dus în piață și există acel producător, trebuie să scanezi codul QR și să știi dacă este producător, pe ce suprafață, unde a cultivat și ce cantitate de tomate. A. E SF, domnule. Nu este SF. Lucrez la el la Ministerul Agriculturii și vă invit să-l inaugurăm împreună. Deci mă duc în piață să umblu, să scanez un cod pe tarabe și să zică din Giurgiu, comuna nu știu care. Știți de ce aveți telefon mobil? Da. Puteți verifica când terminăm această emisiune o aplicație, Catalogul Produselor Agroalimentare Certificate? Uh-huh. Este o aplicație pe care am făcut-o împreună cu colegii mei de la IT din AFIR, când eram director general, și care exact acest lucru face cu toate produsele tradiționale, cele care se produc pe scheme de calitate. Te duce până la fermier, îți arată ce rețetă este acreditată, unde se produce și poți verifica fiecare baton de salam scanând codul QR. Același lucru îl implementăm acum pentru certificatele de producător. Ministerul Agriculturii are nevoie de digitalizare urgentă. Și încă din 26 noiembrie am preluat mandatul pe 25, pe 26 am constituit echipa care lucrează la acest lucru. N-am suficient de mulți IT-ști. Să știți că AFIR-ul este singura instituție publică din România, în afara celor dedicate, care a introdus în contabilitate programe informatice făcute in-house. N-am externalizat să cumpărăm. Și lucrul acesta trebuie să-l facem. Pentru că în momentul acela vor dispărea și verigile intermediare, vor dispărea cei care majorează prețul artificial și consumatorul va avea acces direct către producător și va putea verifica realitatea datelor. Și să leagă cu ce spuneam aici în chestia. Câte piețe volante au înființat primarii ăștia de sector din București? În București nu știu exact câte piețe volante. Știu sigur că a fost în sectorul 4, au fost înființate câteva piețe, dar din cei 375 de primari cărora le-am trimis adrese și cu președinți de Consiliu Județean, am primit răspuns la peste 200 de ei, dintre ei. Acum dar ați văzut că în orașele mari, fie că vorbim de Paris, fie că vorbim de Londra, fie că vorbim de Viena, există piețele volante. Da. Adică ele dimineața au așezat frumos, tarabe, vin cu niște rulote speciale, cu tare, au strâns imediat. Am găsit, nu mai e nimic, am găsit și aici o soluție ca să nu stau neapărat la mâna administrației publice locale.
colegii mei din minister i-am pus în contact cu cei de la termoenergetică. Uh-huh. Știți acele stații de distribuire a agentului termic în cartiere? Corect. București este un oraș mare. Toate acele stații au lângă terenuri la dispoziție unde se pot organiza astfel de piețe aici volante. Aici în nordul capitalei sunt livezi chiar înființate. Noi le identificăm acum, le centralizăm, semnăm parteneriatul prin Casa de Comerț cu termoenergetica și le vom pune anul viitor la dispoziție gratuită tuturor producătorilor care sunt înregistrați în cooperative sau grupuri de producători. Am făcut la Olt un astfel de exemplu și l-am pus și la Ministerul Agriculturii. La Olt, în fiecare sâmbătă și duminică, în perioada sezonului de legume, cooperativele agricole de producători au la dispoziție parcarea Consiliului Județean unde să organizeze o astfel de piață volantă. A costat foarte puțin să cumpere tarabele și corturile. Uh-huh. Și Consiliul Județean a făcut acest lucru. Ceea ce mi-a dat încredere să le adresez această rugăminte și această deschidere. Avem un telefon din Alexandria. Telormanul e un bazin legumicol important. Mare. Da, mare. Bună ziua, domnul Nicolae. Bună ziua. Întrebare, vă rog, rapid. Domnule, mai în primul rând, de ce nu să mărește capacitatea de procesare la legume, la tot? Una. Al doilea rând, de ce când se va termina canalul Siret-Bărăgan? Pentru că asta ne aduce niște bani și nu sunt costuri, sunt costuri mult mai puține, cel puțin posibilul cu 30%. A oftat tare, domnul ministru. Să am oftat, știți de ce? Că trebuie să-i răspund, domnul Nicolae. Că am fost președintele comisiei și știu exact. Stați puțin, stați la telefon, domnule. Domnul Nicolae, ascultați-mă puțin. Da. În octombrie 2019 era finalizată licitația și doar trebuia semnat contractul pentru prima etapă a canalului Siret-Bărăgan. Și? S-a schimbat conducerea Ministerului Agriculturii, s-au anulat 46 de licitații organizate pentru 46 de noi amenajeri de irigat. Și acum trebuie să o luăm de la capăt. În PNRR, la nivelul, schimbărilor ăstora așa, și ce, e o țară de nebuni, asta e situația, ca să suntem ne cam meșterul Manole. Da. Construim ziua, dormăm noaptea. Aveți perfectă dreptate că am avut numai niște nebuni. Păi da, nu, adică nu poți la un moment dat, nu contează că ăla e PSD-ist, PNL-ist, poate dacă să fie userist. A făcut o chestie bună, las-o mă așa și mergi mai departe cu ea, colom de la capăt, vorba aceea. Numai pe interes. Așa. Vă rog, mai aveți o întrebare? Mai am o întrebare. Care? O întrebare. Adică nu o întrebare, cum să vă spun. Când Ceaușescu l-a chemat pe socrul lui Adrian Astase, noi cum să facem noi să redresăm asta, agricultura? Așa? Și a spus așa. Angelul când țăranul va avea pătulul plin de bucate, va fi țara bogată. Da. Un aspect. Și al doilea aspect, domnule, să dea atâtea legi făcute cu fundul. Dă-mi voie mie, eu dacă am 10 tone de porumb, 20 de... În sfârșit. Să-mi crezi, domnule, 30-40 de porumb. Dar poți să o fac acum. Să aduc plus valoare, domnule. Nu sunt răspuns. Mulțumesc. Mai avem o întrebare, înțeles, rapidă, din Olt. Și acolo e bazin agricol important, Olt. Da. Vă rog. Să ne trăiți. Întrebarea, rapid, domnule. Cătălin, mă numesc, referitor la izlazele, pășunile comunale, e deja o lege dată, de ce nu se pune în aplicare? Se pune în aplicare. În comună sunt doar câteva animale, noi cu care suntem înscriși deja la Registrul Național al Exploatației, nu putem să beneficiem de aceste izlazuri. Da, puteți. Există amenajament pastoral făcut pe izlazul dumneavoastră. În ce comună, domnul? Comuna Șopârlița, județul Olt. Bine, o să discut cu domnul primar să văd exact care este situația. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Vedeți, da, nu asta e varianta, nu asta e soluție. Păi nu. Și să sunați dumneavoastră la voastră, să stați mirno, să ziceați trăitul ministru și... Nu, domnul Turcescu, știți de ce? E foarte important ca informația să fie verificată exact, pentru că sunt situații atipice și diferite, situații diferite. Da, că nu e există, izlazul, nu, că există o ordonanță, ordonanța 34, care prevede modul cum se atribuie pajiștile. Trebuie să existe amenajament pastoral și sunt două condiții. Una, dacă există asociația crescătorilor de animale la nivel de comună, se dă cu prioritate direct către aceștia și fermierul, orice fermier intră în asociație și beneficiază de izlaz. De cealaltă parte, dacă nu există o astfel de asociație, se scoate la concesiune.
și se dă pe încărcătura de animale pe care fiecare ultima întrebare, că mai avem de câteva zeci de secunde. Când vine vorba de legume, da, piață sau supermarket? Dumneavoastră, Adrian Chezume, unde? Eu piață și în general grădina familiei, pentru că n-am uitat să muncim pământul. Păi fratele meu se ocupă și vă trimite fratele la București, da, câte o lădiță? Da. Vorbești serios? Da, serios. Cu ce, cu microbuzul? Fratele meu este pompier, lucrează 24. Unde e fratele să începe? În Olt. În Olt. Una ce zi, așa, da. Și avem o mică exploatație. Și cu ce vine săptămânal o mașină de acolo și vă aduce legume? Nu, pentru că eu circul destul de mult. Dacă poate să mi le trimită, vin ei și mi-aduc pui de țară. Asta, dar de fiecare dată când merg să cumpăr. Aveți copii? Aleg piața, da, am. Păi când vine vorba de copii, vedeți, ne și de noi, pentru da, dar ne ducem cu mâncarea către cumpătat în general, da, de la țară. Nu, da, așa am fost crescuți. Bunica mea știți cum făcea? Porc aveți în gospodărie? Are și porc pentru fratele, familie, da, fratele. Pe asta spun, pentru familie. Știți cum făcea bunica mea când eram copii, Dumnezeu să o odihnească în pace? Punea 3 rânduri de roșii pentru familie, da, și mai puneam 2 rânduri suplimentare pentru orășeni. Uitați-vă că la noi, în mediul rural, unii au cam început să uite ce înseamnă să ai grădina proprie. Mulțumesc cât foarte de mult este și cât de importantă este acum. Nu spun că numai asta e. Îi încurajez pe români să cumpere produse românești. Da. Avem produse agroalimentare. Cumpărând produse românești, îi sprijinim pe fermieri. Vă mai aștept în studioul emisiunii sub semnul întrebării. Mă bucur că ați avut curajul să stați de vorbă și cu telespectatorii, ceea ce este remarcabil, o spun cu sinceritate. Ne revedem în partea a doua a emisiunii, doamnelor și domnilor, când discutăm despre niște declarații, repet, pe mine m-au enervat, dar asta e lumea în care trăim, ale guvernatorului Băncii Naționale, domnul Muguri Sărescu, și le comentăm cu un foarte bun om de finanțe, Gabriel Biriș, pe care îl veți vedea în studioul emisiunii. Avem multe lucruri de discutat. Ne revedem foarte rapid după publicitate.